când faci copii la bătrânețe. Sunt cazuri greșite, avem și în Biblie, bineînțeles, Abraham, Zaharia, Iachim și Ana, dar din aceste naștere ale acestor oameni bătrâni virtuoși au ieșit niște persoane sfinte, deci au fost, a vrut să se arate că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință, biruiește firea. Dar, în general, tinerețea este chemarea către Dumnezeu și către lucrarea cea bună. Totul se face când ești tânăr. Și dacă se spune tot așa că la bătrânii care zice cine a făcut ucenici tineri și a pierdut mântuirea, mustăneala tinereții lui. Deci întotdeauna trebuie să ai păstrar tineri lângă tine. Întotdeauna și în butașii și când se plantează ceva, se pune tinere, se pune lucru bun, să întinerească și via și chiar dacă e butuc cu bătrân să tai în așa fel că să dea năstar tineri. Și biserica are nevoie de tineri, pentru că este biserica. Lăsați copiii să vină la mine. Și deci nu veți ajunge să fiți în comportament și în gândirea lor sinceră, precum copiii, nu veți putea să intrați în Împărăția lui Dumnezeu. E bine, avem nevoie și de bătrâni, adevărat. De înțelepciunea și de experiența vieților. Cine nu are un bătrân să-l cumpere. Și întotdeauna se duceau tinerii la bătrâni și luau sfat. A fost o perioadă în care a venit un mare tiran și a spus, domnule, noi nu avem nevoie de bătrâni. Ceea ce ar vrea și ăștia, guvernanții noștri, nu avem nevoie de pensionați, eu mor pe toți. Ne cheltuiesc banii, aici. Așa. Și a dat un ordin prin care să fie omorâți toți bătrânii. Și aproape că se împlinise această. Numai că unii dintr-o anumită zonă a împărăției respective și-au ascuns bătrânii undeva în munți. Și s-a dat acolo dispoziție că s-a într-adevăr, s-a împlinit tot, încă nu mai există bătrâni în regatul respectiv. Dar un viclean sfetnic al împărății zice, împărate, eu nu cred pe ăștia că au împărăți. Și cum aflăm? Zice, uite, hai să dăm un ordin că fiecare comunitate să îți pregătească pentru curăbile tale câte 100 de metri de funie făcută de nisip. Și cine nu va îndeplini acest ordin, unele stă picioare să le stea și cap. Și au primit fiecare ordin. Și așa, păi ce face? Păi zice, hai să-i întrebăm pe bătrâni. S-a dus la bătrâni și a zis, uite ce ordine a primit. Și zice, da, foarte bine. Transmite împăratul să vă dea un model de fune, un metru, din stil făcută de el, sau de ai lui, aha, ca să știți și voi cum să-l faceți. Și a trimis răspunsul la împărat că să le dea un model din funea respectivă, că fac 900, 200 de metri. Și ăla zice, ai văzut că nu iau răpătății? Pentru că numai bătrânii putea să dea un răspuns de genul acesta. Da? Ei, vă spun, tinerețea e frumoasă, e puternică, dar nu totdeauna este și înțelept. De aceea rugăm pe părintele care a venit tânăr și tânăr. Câți ani aveți, părinte? 41. Tot vrâncea. De unde? Da, și eu tot de acolo. De unde vreau Focșan, Panciu, spre Strămoane, la Varnița, în partea spre Sovești, așa. Ia uite, domnule, cum ne-am strâns aici. Ei bine, provocarea aceasta, când ați primit invitația și titlul. La ce v-ați gândit? Ce credeați că o să ne spuneți sau să îi provocați pe tinerii? Și aveți tinerii care au crescut în biserică asta. S-au căsătorit, s-au cunoscut, care s-au căsătorit. Da? E un exemplu. Sunt ei mai mulți pe aici. Așa. La câțiva le-am fost și nași, eu și părintele Fădel. Oricum, aici e o lucrare frumoasă. În Sfântul Altar avem puietul destul. Crește, uite. E crescut ani, Andrei, de când vii în Sfântul Altar? 7 ani. 7 ani vine în Sfântul Altar. În clasă. De 7 ani vine. 9 ani. De 9 ani, iau te zice, dai căsul. La 6 ani jumate vine. Și ei au crescut, câte generații ați trecut pe aici? Că, gata, v-a și însurat vreo între voi. Au crescut fiimele la 4 ani jumate. Ați dat în, așa, Fabian. Fabian. Iulian. Iulian, da, Dulatru. Da. Așa? Da, da, ăștia sunt deja mari, adică deja s-au însurat să fie, o să mă facă bunic.
Dar a venit acum, vine promoția nouă, avem așa. E, pentru ei facem. Și cu ei lucrăm ca să vadă că biserica este a lor și trebuie întreținută. Biserica niciodată nu îmbătrânește. Biserica este vie și este tânără până la sfârșitul veacurilor. Și asta, dacă o să înțelegem că e sarcina voastră pentru voi, moștenirea voastră, asta e lucru minunat. Noi bătrânii facem ce am învățat de la cei finanți mai înaintea noastră. Dar o să vină vremea să ne retragem și noi și să lăsăm urmași. Deci, ce v-ați gândit, părinte, când l-ați primit tema? Ce gândeați că spuneți în seara asta?